Este de înțeles că bărbații înviși prin surprindere au etichetat de la început dominația feminină cu comentarii bagiocoritoare și că se asigurau la curciumă unii pe alții cu formulele gen. Nevastă mai este într-adevăr în Consiliul Comunal, dar acasă tot eu sunt șef. Și alte argumente asemănătoare pe care le scornesc bărbații când au da greș. Acest eveniment de la Roză a strânit atunci ceva vulvă. Agenții mari de presă internaționale, cum ar fi United Press International, au relatat în toată lumea despre el. Revista americană Life, care mai exista pe atunci, a dedicat Carles Laviero chiar un reportaj pe două pagini. Acolo se menționa și că ea și colegiile ei ar fi luat imediat câteva decizii care erau scadente deja de mulți ani a făcut un credit cu o rată a dobânzii deosebit de scăzută și primărița a alcătuit un plan cum ar fi putut dezvolta Rodzu ca să devină o localitate pentru sporturi de iarnă spre a aduce spre, prin turism bani în casa comunală. Să ne gândim, o femeie total necunoscută, născută și crescută într-un sat de munte italienesc, din care de-abia dacă ieșea vreodată de când se știa care nu făcea de 20 de ani nimic altceva decât să le predea copiilor să țină gospodăria. Din această monotonie a o într-o singură clipă o decizie simplă, purtând-o în mare aventură care a schimbat total viața. A fost decizia fac ceva pentru că sunt în stare să fac. În loc de a urma exemplu, predecesorului ei, care se hotărâse să-i lase pe alții să acționeze, de el să-și decline răspunderea. Nu este acest exemplu dovada impresionantă că oricine, chiar oricine, indiferent unde este și ce este, poate să facă în viața lui și cu posibilitățile lui lucruri pe care mai înainte le considera complet imposibile, cu condiția să recunoască momentul în care trebuie să ia decizia care pune în mișcare o dezvoltare ce duce de la gândul inițial, prin tot felul de idei utilizabile, la acțiunea care promite succes. Cam tot ce s-a schimbat pe pământ de când lumea s-a petrecut într-un mod asemănător: 5 pași conștient care duc o dorință la împlinire și ne dau satisfacții. Nu este de presupus că învățătoarea a fost conștientă de procesele care au dus de la decizia ei la atingerea scopului ei. Ceea ce a făcut ea s-a petrecut mai mult sau mai puțin intuitiv. Întâmplarea și-a avut și -a rolul și a creat premise favorabile. Un lucru însă nu l-ar fi putut produce nici cea mai frumoasă coincidență. Disponibilitatea ei de a lua inițiativă și de a-și impune ideile în fața tuturor rezistențelor. Ce avantaj nebunuit, așa trebuie să ne întrebăm, are în fața exemplului de mai sus cineva care influențează aceste procese de la bun început în mod conștient și intenționat. Următorii cinci pași sunt în esență cei cu care putem obține ceva. Primul pas este spre împlinirea unei dorințe, este disponibilitatea de a-i da o șansă să se dezvolte. Foarte multe țeluri pe care am dorit să le atingem în viață sunt înăbușite în fașă, încă în prima fază a dezvoltărilor. Noi spunem, ar trebui de fapt sau aici ar fi bine să, dar nu vărtim cheia care pune motorul în funcțiune. Primul pas pentru împlinirea unei dorințe constă în a-ți spune. Oricâte ar pledea în acest moment împotriva realizării ei, eu tot încerc. Căci cu adevărat imposibil este numai ceea ce noi desemnăm ca fiind imposibil. A reproba din capul locului acest gând nu este decât un alibi pentru a nu trebui să facem un efort și a ocoli orice risc. Al doilea pas pentru împlinirea unei dorințe se hotărârea de a elimina toate îndoielile. Întrucât știm că intenția noastră se ciocnește acum în faza killer de tot felul de rezistențe, ar trebui să ne decidem dintr-un început să dăm mai întâi deoparte toate îndoielile pentru ca dorința noastră să se poată întări, imaginația pozitivă să se poată desfășura liber și tensiunea care caută împlinirea să se poată dezvolta. Fapt este că, în majoritatea cazurilor, folosim de la bun început numai o fracțiune din forțele noastre pentru realizarea unei dorințe. Tindem mai degrabă să reacționăm imediat cu tot felul de obiecții, cum ar fi. Chiar atât de simplu nu va fi ce vor spune ceilalți și așa ceva. N-am mai făcut niciodată. Nu trebuie să uităm nici că decizia vreau să încerc mobilizează tensiune și energie. De noi depinde să o folosim în continuare pentru intenția noastră. Iată un exemplu cotidian a ceea ce se petrece în noi. Mă aflu la restaurant și beau cu câțiva amici un pahar de bere, poate chiar două. Apoi îmi doresc dintr-o dată să plec acasă. Amicii zic. Ei, mai stai un pic și mai bea un pocărel cu noi. Mă aflu în fața deciziei de a ceda sau de a face ce consider eu că este corect. Sunt deja într-o stare de tensiune. Dacă mă decid acum să rămân totuși, pentru a mă adapta, reprim această tensiune. Dacă mă decis să plec, tensiunea se extinde și mai mult în jur. Trece de la centrul decizional din creierul meu asupra întregului corp. El se concentrează pe acțiunea iminentă. Circuitul își mărește activitatea, inima bate mai iute, sângele este pompat în cantitate crescând din piele și din intestine, în mușchi și în creier. Hidrații de carbon înmagazinați în ficat sunt eliberați și invadează sângele cu zahăr. Activitatea respiratorie devine mai intensă. Corpul eliberează energii pentru acțiunea iminentă. Probabil că eu nu observ nimic din toate astea, dar dacă le știu, conștientizez că trupul meu mă sprijină în intenția mea. Trebuie doar să-i dau comandă să se ridice să pleci. Ține deci numai de mine să folosesc energiile care îmi stau la dispoziție pentru a-mi executa planul sau a-l înăbuși în germene. A se reține, în această fază a procesului nostru decizional, ar putea exista niște obiecții foarte îndreptățite împotriva realizării unei dorinți. Numai că ar trebui să le admitem abia după ce am formulat destule posibilități de soluționare, care poate ca anulează încă din capul locului aceste obiecții. De aceea, cel de-al doilea pas din acest model al procesului decizional dirijat conștient trebuie să fie decizia. Mai întâi elimin complet toate temerile, îndoielile și argumentele inhibitorii. Nu consider nimic ca fiind imposibil și mi-adun toate forțele pentru a găsi posibilități de soluționare. Al treilea pas pentru împlinirea unei dorințe constă în a da curs liber fanteziei noastre. Acum există cele mai bune condiții pentru a lăsa ca forțele creative din noi să devină eficiente. Fantezia noastră trebuie să se identifice în totalitate cu dorința noastră și să dezvolte cele mai nebune și posibilități de soluționare. Firește că acest pas se lovește imediat la mulți oameni de greutăți. Nu am fost crescut să ne folosim neîngrădit fantezia, ci să o punem în lanțuri. La școală, de exemplu, primeam note proaste dacă desenam o casă, un copac sau un om așa cum le vedeam noi trebuia să le desenăm mai curând așa cum corespundea reprezentării generale, deci a profesorului. Ne-am obișnuit să rezolvăm problema în așa fel încât să-i placă profesorului. Propria noastră imaginație este reprimată. De aceea, acest pas în intenția noastră este mai mult decât simpla aplicarea unei tehnici de găsire conștientă a soluției. Este ceva ca un act de autoeliberare din restricții impuse. Metoda indicată aici pentru găsirea unor idei nu este nici de cum nouă. Psihologii care se ocupă de comportamentul de grup i-au dat denumirea brainstorming. Acolo se întâlnesc cu oameni pentru a rezolva împreună o problemă. Fiecare își exprimă liber gândurile și ideile. Ele sunt consemnate sau înregistrate pe bandă. Nu există îngrădiri. Nu se admit priorități. Așadar, fiecare poate să spună ce vrea poate să prinde ideile la altora să le dezvolte în continuare. Nu este permisă, în primul rând, nicio critică prematură. Nu există niciun motiv ca să nu folosim această tehnică aplicată în astfel de grupuri mai ales în folosul întreprinderilor sau instituțiilor pentru soluționarea propriilor noastre probleme. Este necesar să ne eliberăm de autoaprecierea falsă adesea existentă. Majoritatea oamenilor pur și simplu nu se încumetă să găsească idei temerare și neconvenționale. Nu îndrăznesc să străpungă platoșa clișeului general de reprezentare care le îngustează fantezia. Se deplasează printre modele de gândire precum faci așa cum am făcut dintotdeauna sau conform experienței mele, așa este absolut imposibil. Aici este însă vorba de a face experiențe complet noi și de a înfrânge rezistențele care n au împiedicat până acum de, ale, de la împlinirea dorințelor noastre. Numai, cine înțelege acest lucru are o șansă să facă mai mult din viața lui pe viitor decât până acum. De aceea afirmă cel de-al treilea pas că nimic nu trebuie să stea în calea liberei desfășurări a fanteziei noastre. Orice idee este permisă, chiar și ideea aparent cea mai nebunească. Pentru a nu ne împovăra memoria cu temerea, cu temerea că am putea uita din nou una sau alta din ideile bune care n-au venit, un mijloc util este să consemnăm la rând toate gândurile. Rețineți toate gândurile. În această fază a procedeului nostru, nu ar trebui să cercetăm niciuna dintre idei după criteriu dacă este sau nu realmente realizabilă. Încă nu există niciun risc să facem ceva greșit. Un plan este pe cale să se înfiripeze. Este un avantaj. Dacă deținem cât se poate de multe posibilități de soluționare pe care le putem valorifica ulterior. Al patrulea pas pentru împlinirea unei dorințe este decizia pentru cea mai bună dintre toate posibilitățile găsite. Acum asosim momentul îngrădirii și al dubilor utile. Pentru prima dată includem realizarea dorinței noastre în procesul nostru de gândire. Ne întrebăm, care dintre posibilitățile găsite se potrivește cel mai bine? Care are șansa cea mai mare de reușită? Nu există pentru această alegere nicio normă general valabilă. Aprecierea este determinată de premise foarte personale. Acestora trebuie să li se adapteze desigur fiecare, însă în așa fel încât pentru el să iasă de aici folosul cel mai mare. Soluția optimă constă în a se decide pentru acele idei care fac uz în modul cel mai avantajos de toate premisele date la pas pentru împlinirea unei dorințe constă în a se identifica cu ideea, a folosi tensiunea și a acționa. A venit momentul să ne transpunem planul în fapt. Suntem pregătiți pentru asta. Avem o idee clară după care putem să procedăm, ceea ce ne dă siguranță. Nu depindem de întâmplare sau de ajutorul altora. Tensiunea noastră a atins punctul culminant. Este total axată pe activitate. Am programat energia noastră pe soluție în loc de pe găsește un alibi credibil. La fel și fantezia noastră. Nu facem următorul nostru pas necunoscut. Avem o reprezentare concretă despre cum trebuie să arate împlinirea dorinței noastre. Suntem curioși dacă intenția noastră are sorți de izbândă. În aceste condiții este dată identificarea cea mai mare posibilă cu dorința noastră și împlinirea ei. Putem să luăm orice risc asupra noastră. Este calculat. Chiar dacă suferim un eșec, orice s-ar întâmpla, el nu ne poate descuraja, întrucât felul nostru de a proceda s-a derulat după un plan exact. Putem compara cu acest plan ceea ce am realizat și constata dacă am greșit. Îmbogățiți cu această experiență, ne putem repeta strădenile, până ce izbu izbutim. Orice om caută permanent siguranță și sprijin interior, dar nu mai puțin le găsesc. Cauza este că majoritatea oamenilor își caută siguranța în dependența de alții și nu în ei înșiși. A ne găsi siguranța noi înșine înseamnă a deține un nou concept după care verificăm și evaluăm toate influențele din timpul zilei. Este criteriul pentru deciziile noastre, după care judecăm ce folosește împlinirii dorințelor noastre și la ce trebuie să renunțăm ca să atingem un scop. Cele patru puncte esențiale spre a găsi singurul concept corect pentru noi sunt 1. Să recunosc ce doresc, 2. Să recunosc de ce sunt în stare, 3. Să aduc dorința și capacitatea în acord cu realitatea, 4. Să decid la ce trebuie să renunț pentru a obține ce aș dori să obțin. obziehen